Mircea Badea s-a dezlănțuit după dezvăluirile lui Ghi legate de Dan Voiculescu, drogatule. Realizatorul Antenei 3, Mircea Badea, s-a dezlănțuit la adresa internauilor care au făcut referire la declaraile lui Sebastian Ghi privind relațiile speciale pe care Dan Voiculescu le-ar fi avut cu SRI. Mai exact, la o postare în care Mircea Badea îi cerea lui Sebastian Ghi să facă public poza cu Covesi, un internaut a comentat: „Da, vrem poza cu Felix când se tătea la coad la Coldea.” În replic, Mircea Badea a rebufnit: „Drogatule, Marsin Mortimati.” Replicile nu s-au terminat aici. Ministerul Finanțelor, decizie radicală în privința donațiilor pentru cumincenia Pământului, cum se va încheia scandalul riscat de tehnocraci. Un alt internaut i-a scris: „Atept meu poza pucerea lui Turntor la Securitate Voiculescu la Bairam cu membrii statului paralel cic exist.” Reacția lui Mircea Badea nu a întârziat să apar, i-a jurat pe curva aia de mata: „Drogatule.” Sebastian Ghi a prezentat în cadrul unui interviu o listă cu oamenii de afaceri din România care ar fi avut o relație special cu Serviciul Român de Informații. Mai exact, fostul deputat a făcut referire la Dan Voiculescu, Cosmin Gu, Rare Bogdan, Gigi Becali, Zoltan Tezar. Dan Voiculescu a negat ulterior ce ar fi avut vreo relație cu SRI.